Nici inspectorii de la antifraudă nu și-au luat liber de ziua muncii. În mini-vacanța de 1 mai, lucrătorii ANAF se mută la mare. Dovada vine și de pe Autostrada Soarelui. Un convoi de mașini a fost surprins în timp ce se îndrepta spre litoral. Sute de agenți vor verifica terasele de pe plajă până la restaurantele și cluburile de fițe. Inspectorii au pregătit și amenzi pentru cei care nu respectă legea și nu vor să-și plătească taxele la stat. Astfel, dacă nu dau bon fiscal, comercianții riscă amenzi de până la 15.000 de lei sau chiar închiderea temporară a afacerii.